Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Sărbătoare mare astăzi pentru credincioși. Creștinii ortodoxi au sărbătorit Sfânta Treime. Tot în aceste zile se sărbătorește întemeierea Bisericii Creștine. Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi Sfânta Treime, numită și a doua zi de Rusalii. Odată cu sărbătorirea Sfintei Treimi, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Duh, cea de-a treia parte a Sfintei Treimi. Conform religiei creștin ortodoxe, Sfânta Treime este formată din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh. Dumnezeu Tatăl este singurul Creator și Atotputernicul. Dumnezeu Fiul este unicul Fiu al Domnului trimis spre a ridica păcatele lumii. Cu toții suntem considerați fiii lui Dumnezeu, însă Iisus este Fiul omului trimis spre a ridica păcatul strămoșesc. Sfântul Duh ne este precizat în Sfânta Scriptură că a apărut la botezul lui Iisus în formă de porumbel. Atunci botezul a fost ridicat la rang de sfântă taină, taina Sfântului Botez. Cei trei formează o singură ființă în trei persoane. Rusaliile se țin întotdeauna la 10 zile după înălțare și la 50 de zile după sărbătoarea Paștelui. Tot în aceste zile se sărbătorește și întemeierea Bisericii Creștine. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenții ai unor instituții de învățământ primesc subvenții lunare acordate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Subvențiile se acordă angajatorilor timp de 12 luni pentru fiecare absolvent angajat. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar pentru fiecare absolvent între 500 și 750 de lei timp de 18 luni. În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu AJUFM Vrancea în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc subvenții lunare acordate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Astfel, 500 de lei pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, 600 de lei pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ post-liceal și 750 de lei pentru absolvenții de învățământ superior. Angajatorii care mențin raporturile de muncă sau de serviciu după termenul de 18 luni legal, primesc pentru fiecare an de continuare a acestor relații un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate pentru aceste persoane și virate conform legii. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Zeci de balerine de la o școală de balet din Focșani au impresionat publicul prin spectacolul Carnaval, pe care l-au prezentat sâmbătă seara pe scena Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Micile balerine au fost răsplătite cu aplauze, flori și diplome. Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani a găzduit la sfârșit de săptămână un spectacol acordat de micuțele balerine ale unei școli de balet din Focșani. Astăzi copiii noștri de la balet vor deschide acest spectacol. Mulțumesc! Mulțumesc de asemenea pentru prezența dumneavoastră numeroasă. Vă mulțumesc, dragi părinți, bunici, prieteni ai micilor balerine. Admir faptul că le susține să facă și activități conexe școlii, activități care le asigură o dezvoltare armonioasă a personalității. Aveți niște copii deosebiți, vă felicit, avem o mare bucurie să lucrăm alături de ei. De asemenea, vreau să încep cu mulțumiri. Sunt persoane care ne-au ajutat foarte mult pentru îndeplinirea acestui vis. Copiii sunt foarte deosebiți, foarte diferiți între ei, au nevoi și abilități speciale, dar ei au grijă să le ofere tuturor același proces de învățare. De asemenea, cursul lor de balet este plin de divertisment, de dinamism, de distracție. Pregătirea balerinelor a fost efectuată prin grija a doi profesori demn de toată lauda. Domnul profesor Mircea Poleșmic a urmat cursurile Liceului de Artă George Enescu din București, secția coreografie. Iar la vârsta de 18 ani și-a început cariera de balerin profesionist la Teatrul Oleg Danovski din Constanța. A dansat ca solist în spectacolele Teatrului Lacul Lebedelor, Romeo și Julieta, Cenușăreasa, Spărgătorul de Nuci, Carmen, Copelia, Giselle,
Scheherezada, Don Quixote, Bolero, Frumoasa din pădurea dormită, Serenad, Pinocchio. Din 2001 este angajat ca prim balerin la Teatrul de Stat din Zagreb, Croația, unde dansează ca prim solist în spectacolele Motanul Încălțat, Serenad, Anotimpurile, Romeo și Julieta. Doamna profesor balerin Mariana Poleșmic a urmat cursurile Liceului de Artă Octavian Stroia din Cluj, secția coregrafie, apoi la Constanța devine membru fondator al Teatrului Oleg Danovski, unde dansează în roluri de solistă, Lacul Lebedelor, La Piața, Romeo și Julieta, Cenușăreasa, Spărgătorul de Nuci, Carmen, Baiadera, Giselle, Copelia, Scheherezada, Don Quixote, Motanul Încălțat, Frumoasa din Pădurea Dormită. În 1997-1998 dansează și filmează spectacolele în show-uri TV. Din anul 2000 devine profesoară de balet clasic și contemporan la Liceul de Artă Regina Maria din Constanța. În 2007 pleacă în Italia ca profesor coregraf la școala de balet Isabella Peroni din Crotone. Spectacolul a fost deschis de un grup de balerine de la școala de balet din Tecuci, după care a venit rândul cursantelor de la Focșan să urce pe scenă. Grațioase, energice, elegante, micuțele balerine au pus în scenă spectacolul Carnaval de Robert Schumann. La finalul spectacolului, părinții au fost cei care au mulțumit profesorilor pentru munca depusă. Eu reprezint în seara asta vocea părinților. Vreau să le mulțumim tare mult domnilor profesori. Nu e mare lucru, un buchet de flori și un gest simbolic. Sper să rămâneți alături de noi. Și mulțumim tare, tare mult! Mulțumim, felicitări! Balerinele au fost felicitate, au primit diplome și flori în aplauzele publicului. Pe o căldură sufocantă, campioana Vrancei la fotbal Euromania Dumbrăveni a pierdut manșa tur a barajului de promovare în Liga a treia. Vrâncenii au fost depășiți pe teren propriu de prahovenii de la CS Păulești, scor 3-1. Campioana Superligii Vrancea la fotbal, echipa Euromania Dumbrăveni, a pierdut manșa tur a barajului de promovare în Liga a treia. Gruparea antrenată de Daniel Bănică a cedat cu scorul de 3-1 în confruntarea disputată pe terenul din Dumbrăveni împotriva campioanei județene din Prahova, gruparea CS Păulești. Pe o caniculă severă, la ora jocului fiind 37 de grade la umbră, fotbaliștii au avut parte de un supliciu incredibil, iar suporterii, circa 400, au suportat cu stoicism flăcările soarelui. Un localnic a cedat, iar serviciul medical al ambulanței a intervenit transportând victima la spital. Prahovenii au deschis scorul în minutul 3 dintr-o lovitură de pedeapsă, iar în repriza a doua au mai înscris de două ori. Golul de onoare al echipei din Dumbrăveni a fost marcat de Mihăilă cu 5 minute înainte de finalul confruntării. Returul se va disputa sâmbătă de la ora 17:30 pe terenul echipei din Prahova. Handbalista vrânceană Vali Elisei Ardean și-a găsit o nouă echipă. După 3 sezoane petrecute la Baia Mare, aceasta va evolua în sezonul următor la gruparea SCM Craiova. Cel mai bun produs al handbalului feminin din Vrancea în ultimii ani de zile, Vali Elisei Ardean și-a găsit o nouă echipă. După 3 sezoane în care a activat pentru HM Baia Mare, handbalista vrânceană a ajuns la un acord cu echipa SCM Craiova, unde va evolua în sezonul 2016-2017, semnând un contract valabil pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă unul. Vali Elisei Ardean, în vârstă de 33 de ani, este una dintre cele mai titrate handbaliste în activitate din România, fiind vicecampioana mondială în 2005,
atunci când a fost desemnată și cea mai bună extremă stângă a competiției. În 2015 a câștigat medalie de bronz la campionatul mondial din Danemarca. Sportiva descoperită și formată la liceul cu program sportiv Focșan a mai evoluat în cariera sa la Renin Deva, Handball Club Milos din Serbia, Old Kim Râmnicu, Vâlcea și Cetate Deva. Elisei se poate lăuda cu câștigarea cupei, cupelor cu Old Kim în anul 2007 și Challenge Cup cucerită în anul 2002. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 21 și 23 de grade, iar cele maxime între 33 și 35 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!